Să punctez câteva dintre marotele acestei campanii. Dincolo de aia, pe nu mai nominalizez cu agentul acoperit, cu ofițerul. Aș pune și pe Laura Căduța că vezi și la agenți electorali. Mi-am păstrat un loc aparte, că nu este agent electoral în acest moment, nu este principalul buldozer electoral. Ce ni s-a întâmplat în această perioadă, Radu și doamnelor și domnilor? Permanent, publicul a fost asaltat, arestări zilnice, dosare de mare corupție care au niște chestiuni de un fonfleu extraordinar. Da? Oameni care se duc în închisoare în această perioadă și practic ar trebui să existe o satisfacție a opiniei publice, da? Ori, de fapt, sunt, dacă dosarele ar fi corecte, de fapt, în această perioadă se orchestrează această chestiune ca oamenii să fie bulversați, amețiți și superficiali. Pentru că aici vine jocul. Cum să aibă Monica Macovei, da, care este ca un cancer pentru sistemul judiciar din România, cum să aibă 4%? Și sunt absolut îngrijorată că oameni de vârsta noastră, da, oameni serioși, se gândesc că asta este antisistem. Este și împotriva lui Ponta și cine? Doamna Macovei, care se dovedește că încă mai controlează sistemul judiciar. Doamna Macovei, din moment ce... Îți dau un exemplu, în cazul Năstase. Azi a vorbit Monica Macovei că trebuie luat Brădișteanu, mâine a fost luat Brădișteanu. Doamna Macovei vorbește despre anticorupție. Ea stând în partidul cel mai corupt până zilele trecute, ea stând cu hoții hoților la masă, își permite în momentul ăsta să aibă o campanie pe tema anticorupție. Elena Udrea are cea mai nesimțită campanie electorală pe care o avea un om. Tupeul acestei femei este extraordinar de revoltător pentru mine, pentru că ea are impresia că se adresează unei adunături de proști. Deci Elena Udrea crede că în fața ei întotdeauna stau niște proști. Proști, amnezici. Ea își permite o campanie despre câte a făcut pentru această țară, ea jegmănind această țară cu același tupeu cu care vorbește acum. Se bazează pe Traian Băsescu și pe jocurile pe care le poate face. De aceea eu cred că noi în acest moment suntem la mâna acestui aparat îngrozitor al lui Traian Băsescu și deci mai stăm așa și vedem acum a scos cofițerul acoperit. Mai e o temă cu Iohannis, că domnul Băsescu am văzut că este foarte ocupat poate zilele 10 astea. Dosare la DNA scoate... Da, 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 domnul Băsescu e foarte ocupat zilele astea și iar este o porcărie de campanie din punctul meu de vedere. Chestiunea asta cu Iohannis, care s-ar putea să nu mai candideze în ultima clipă sau să se anuleze alegerile dacă iese el. Ce se face Traian Băsescu? Iese și spune nu-l votați pe ăsta, sfiere electoratul. Eu sunt un anti-Iohannis. S-ar putea să piardă, s-ar putea să fie invalidat. Eu sunt în momentul ăsta un cetățean total împotriva lui Klaus Iohannis. Dar trebuie să spunem un lucru. Ar fi nedrept ca după atâția ani de politică făcut de Klaus Iohannis, o decizie în altei curți exact în jocul electoral, în timpul campaniei să-l scoată din joc. Problema este alta. Ar fi foarte corect dacă ar fi întemeiat, Radu. Problema este alta. Dosarul de incompatibilitate ăsta lui Klaus Iohannis de acum este o porcărie inimaginabilă. Jumătate din administrația locală este în aceeași situație cu Klaus Iohannis. Legea 215 îi obligă pe primari, pe președinții de consilii județene, pe consilier local, viceprimar, să fie în acele companii care decid la nivelul urbei sau județului ce se întâmplă cu serviciile comunale, cu, ne înțeleg în comună, serviciile comunale înțeleg toți oamenii, că sunt vorba de, e vorba de lucrurile practice, de administrative, bun. Cu apa, compania de apă, de exemplu, da? Te obligă legea 215 să fie acolo. Ori domnul Horia Georgescu a luat așa pe câțiva, pe unii da, pe unii nu, la Brașov, de exemplu, pe Căncescu da, pe Scripcaru nu, că mă refer la locul de baștină al domnului Horia Georgescu, probabil că are și niște interese pe acolo. Bun, dacă în alta curte ar decide că acest dosar este unul în incompatibilitate, jumătate din administrația locală ar trebui să fie în aer în acest moment. Uniunea Europeană ne-a scris, da, spunând, dar e normal să fie acolo. Și atunci, eu cred că jocul pe care doamna Livia Stanciu l-a făcut în aceste zile, lansând așa o chestiune tulbure, Zegrean, care se referea și el de la Curtea Constituțională la posibilitatea anulării, stai să vedem că o fi copățit, domnul Băsescu, care vorbește în clar de anularea alegerilor și repetarea lor. Toate chestiunile astea sunt osperietoare ca să-i determine pe oameni să nu-l voteze pe Iohannis, pentru că, uite, îl votăm pe ăsta, se anulează alegerile. Problemele lui Iohannis pentru care să nu fie votat sunt altele. Această chestiune cu adopția, dumnealui nu răspunde cum nu răspunde Traian Băsescu, când nu-i convine nu răspunde deloc. Asta e o chestiune gravă, nu poți să fii candidat la prezidențiale și nu o spun pentru că o spune PSD-ul acum, Gabriela Frânceanu Firea face o chestiune temeinică punând toate acele întrebări. Am spus-o dinainte. Chestiunea cu meditațiile, răspunsurile absolut arogante ale acestui om. Dar în principal faptul că stă la masă,
da? Și vrea să fie adus președinte de această mașinațiune a PD-ului cu toți corupților, cu toți hoților, ceea ce eu ca cetățean nu pot accepta. Din păcate, nu e vorba doar de spatele domnului Iohannis, e vorba de domnul Iohannis însuși, care are și-a dat singur, da, din alea 6 case, da, și-a dat și singur case, introducând-o, deci e și în mafia imobiliară, introducând-o pe soția sa, moștenitor, fără drept într-o chestiune, doar că nu l-a la primărie, cum a făcut Băsescu, a băgat la vecinii, din primăria de nu știu ce comună. Da, toate lucrurile pe care Klaus Iohannis personal le are de explicat în această campanie sunt lucruri care, pentru care să nu fie votat, din punctul meu de vedere. Victor Ponta, de partea cealaltă, este la jumătate, a făcut lucruri care să îl dezică de Traian Băsescu, chestiunea asta recentă cu casa, de exemplu, anunțând că trebuie modificată legea astfel încât lui Traian Băsescu să nu-i mai dai casă pentru foștii președinți, dacă el și-a dat singur casa din Mihăileanu. Lucruri guvernamentale serioase și în domeniul sănătății. Am văzut un Bănicioiu, că nu i-aș fi dat prea multă încredere, am văzut un Bănicioiu serios. Da, interesant, interesant că un om despre care nu se vorbea foarte mult, Nicolae Bănicioiu, este un bun ministru al sănătății. Absolut, și nu l-ai fi luat în serios. Iată că, luându-și în serios misiunea, este un ministru demn de luat în calcul în momentul acesta. Victor Ponta însă și-a distrus foarte multe din șanse cu acea nenorocire făcută la început de mandat, cu numirea conducerii parchetelor și acum, sigur că e și el în constatare că toată țara este sub acest atac al procurorilor, sub aceste jocuri politice pe care le fac procurorii, sigur că el constată că a făcut o treabă serioasă, 298 de plângeri penale în urma controalelor pe care le-a făcut guvernarea lui când a venit în actele fostei guvernări, dar degeaba, că parchetul nu le bagă în seamă, degeaba s-au furat miliarde. Păi ce ar fi să recuperăm miliardul ăla de la Hidroelectrica, de exemplu? Ce ar fi să recuperăm din ce a făcut doamna Udrea? De euro. De euro, de euro, da? Ce ar fi să recuperăm din ce a furat Videanu? Ce ar fi să recuperăm din ce s-a întâmplat în domeniul... Casa de Sănătate cu Duță, 100 de milioane de euro. Absolut. Deci aici suntem în momentul acesta. Da. Da? Mai departe, deci noi putem să vorbim azi, cum zice și domnul profesor, pentru minutul ăsta. Stai să vedem săptămâna viitoare ce mai face parchetul, ce mai face domnul Băsescu și câtă rezistență au românii la aceste intoxicări. Asta e miza acestor alegeri. Câți dintre români sunt în gardă și reușesc să dea la o parte bombardamentul de intoxicări, da, cu care atacă Traian Băsescu cu aparatul său, cât fac o analiză, ce vreau eu de fapt, lasă, dă toate lucrurile astea la o parte, ce vreau eu de la președintele ăsta, vreau să nu fie ca Traian Băsescu. O să discutăm toate lucrurile acestea, doamnelor și domnilor, la ora 20, premierul Victor Ponta va fi aici în studioul emisiunii Punctul de Întâlnire și cu siguranță niciun subiect important și sensibil nu va fi ocolit. Așadar, la ora 20, un dialog, spun eu, tranșant cu premierul Victor Ponta, cel care are cele mai mari șanse să devină președintele României și care este în fruntea celor care se prezintă duminica viitoare pe 2 noiembrie în turul 1. Aș vrea să vedem imediat cifrele importante din 2004 și 2009. Nu întâmplător, multă lume vorbește zilele acestea despre comparația cu alegerile prezidențiale din 2004 și cu cea din 2009, pentru că, Marius Pieleanu, în 2004 bătălia dintre Adrian Năstase și Traian Băsescu a adus niște procente foarte interesante și vedem acolo Năstase în turul 1 în 2004, poate lumea a uitat, în 2004 Năstase a făcut 41%, 40,97%. Nu e partidul. Ăla e partidul, cum spui dar tu. Dar și la noi, 40%. Da. Traian Băsescu a făcut 34%, adică 33,92%. Dar ce să vezi? Traian Băsescu cu 34% l-a bătut pe Năstase cu 41% din turul 1. Băsescu a luat 51,23% și Năstase 48,77%. Ce trebuie și ce nu trebuie să facă Victor Ponta ca să nu îi se întâmple ce i s-a întâmplat lui Năstase? Pentru că și el este undeva la 40-41%, Iohannis este un picuț mai jos. Dar nici Partidul Social Democrat nu mai este partidul acela puternic și foarte influent și foarte bine organizat din 2004. Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat. Păi, nu știu, nu sunt eu chiar în măsură să-i dau sfatul actualului premier, dar cred că două lucruri le putem spune. Unu, să nu se creadă învingător de pe acum. Pentru că, deși e foarte bine poziționat în sondaje și pentru turul 2, e de muncă.
Și al doilea lucru, să aibă capacitatea să fie lucid și să nu creadă doar în intimii săi sfătuitori. Foarte important. Oana, vrei să spui două gânduri în legătură cu comparația asta din 2004? Da, nu cred că poate fi făcută, Radu, din păcate. Aveam atunci un curent, eu cred că oamenii și-aduc foarte bine aminte, un curent puternic împotriva lui Adrian Năstase și a guvernării sale. Traian Băsescu n-a venit prin sine. Da, oamenii știau și ce probleme are cu flota, și cât este de prost educat, și cât este de... Mă rog, la vremea respectivă, Traian Băsescu îmi permis să folosesc un cuvânt dur, dar avea percepția de găinar, în sensul că el furase, făcuse găinării, nu furase, cu excepția chestiunii cu flota. Dar care era însă tulbure, așa, nu se știa cât a fost rechizitoriul ăla, lumea l-a atacat Năstase în campanie, nu erau lucruri certe. Oamenii aveau dubiu. Reușise Traian Băsescu să sădească în sufletul lor dubiu. El a venit însă pe un val anti-Năstase. S-a creat, au fost acele atacuri puternice cu RAFO, JAFO, da, cu economia furată, cu dosare, cu Năstase, cu Bittner. Și mai avea o chestiune, un Adrian Năstase, din păcate, din păcate, perceput ca extraordinar de arogant. Oamenii nu mai, bă, dar asta a fost un prim-ministru bun sau a fost un prim-ministru rău? Nu, au judecat. Cifrele lui erau foarte bune la guvernare, da, dar imaginea popular, lui... Năstase nesuferit, arogant. A venit și Ion Iliescu cu acea etichetă, e arogant și pe oamenii aroganți viața îi aliniază. Și pe curentul acesta anti, Traian Băsescu a scos tineri la vot, erau cozi la Gara de Nord, ți-aduce aminte? Da? Așa s-a produs această răsturnare între turul 1 și turul 2. Acum, Victor Ponta nu este, nu are capacitatea, spune asta în favoarea lui, de a atrage atâta vot negativ cât a tras Adrian Năstase, dar poate atrage și va fi în turul 2, de asta spun. Victor Ponta, nu cred, domnule profesor, că stă liniștit în niciun chip, pentru că el știe că va avea un turul 2 extrem, extrem de dificil. De asta zic, e cu totul și nici Iohannis nu este Traian Băsescu. E adevărat că în timp are toate șansele să-l ajungă. A manifestat de pe acum toate semnele de alarmă importante. Dar la momentul ăsta nu are simpatia de care se bucura atunci Traian Băsescu și forța. Omul ăsta totuși este un demon, în general, dar emite în campaniile electorale. Da, și l-am urmărit pe Klaus Iohannis în câteva meeting-uri la care a participat. Sincer, nu energizează masele, nu reușește să transmită un mesaj de entuziasm. Radu, l-am văzut și la Cluj și la Timișoara. Și un comentariu foarte scurt, la că trebuie să trecem și la 2009. Mai este ceva în plus. În 2004, Năstase versus Băsescu. Băsescu era un animal politic, avea discurs, penetra în mase, dar s-a și câștigat. De asta și câștigat în turul 2, pentru carisma pe care o avea, că acum nu mai are, asta e altceva, dar omul ăsta a câștigat nu pentru că a avut consultanți buni, ci pentru că a avut el calitățile să-l bată pe Adrian Năstase cu toate succesele guvernării Năstase. Nu se pune totuși astăzi, în situația domnului Iohannis, această problemă, pentru că, din păcate, pentru reprezentantul dreptei cea mai consistente, domnul Iohannis nu are calitățile carismatice pe care le avea domnul Băsescu în 2004. Haideți să mergem și la comparația cu 2009 și ea foarte importantă, prezidențiale 2009, Joană în turul 1, doamnelor și domnilor, 31,15%, Traian Băsescu turul 1, 32,44%, Joană în turul 2, e greșit, o greșeală acolo îmi cer scuze pentru ea. Joană în turul 2, 49,66%, Băsescu turul 2, 50,34%. Foarte scurt, e vreo legătură cu 2009, putem face o comparație, putem să facem o aluzie la ce s-a întâmplat atunci. Știm cu toții, Mircea Joana a câștigat alegerile pe teritoriul României, dar Băsescu, Baconski și alții indivizi... Mircea Joana a câștigat alegerile, punct, Radu. Mircea Joana a câștigat alegerile și punct. Acele au fost alegeri furate. Ne-am lămurit. Asta, aparatul de la Paris, aparatul din Sel și din România. STS-ul și imaginile acelea spectaculoase care mă întreb dacă nu vor funcționa așa acum pentru domnul Iohannis, cu Videanu sunându-l pe Viorică Hrebenciuc să-i spună rezultatele dinainte. Deci, asta e rezultatul pentru 2009. Mircea Joana nu putea prin sine
nici el să bată pe Traian Băsescu, dar a bătut votul anti-Traian Băsescu la momentul respectiv. Din păcate, aparatul, sistemul controlat foarte bine de acest individ, a răsturnat votul peste noapte. Vreau să vă cer opinia, mai avem două minute din această emisiune și vreau să vă cer opinia în legătură cu posibilul scor. Ce credeți voi că se va întâmpla duminica viitoare în primul tur al alegerilor prezidențiale? Care credeți că va fi scorul obținut de Victor Ponta și care va fi scorul obținut de Klaus Iohannis? Marius Pieleanu, te ascult rapid. Bun, am spus-o și la începutul emisiunii. Victor Ponta, minimum 38. Maximum e cu 4 în față, dar nu mai știu, poate să meargă și 43. Depinde de cum se mobilizează partidul. Iohannis este undeva la 27 minim și la 32, chiar 33 maxim. Pentru că, din nou, este legat de aparatul de partid. Te rog, Oana, foarte scurt. Nu-mi permit să fac această predicție, pentru că, repet, într-o săptămână se pot petrece foarte multe. În mod normal, Victor Ponta ar trebui să se afle aici unde spune domnul profesor și el are și competența de altfel să facă această analiză. Până săptămâna viitoare, mai discutăm. Așadar, doamnelor și domnilor, Victor Ponta cu posibilitatea de a obține un scor între 38 și 43% duminica viitoare în primul tur al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis între 27 și 33%. Dacă va fi 43 la 27, sociologul Pieleanu spune 43 la 27, sunt închise alegerile prezidențiale, Victor Ponta este câștigător definitiv. Dacă va fi 38 la 33, se joacă alegerile prezidențiale. În continuare cu prima șansă, Victor.